Heyo, și bine v-am găsit la un nou episod de Dead by Daylight. Mă rog, n-am mai făcut un video cu jocul ăsta de atât de mult timp. Nu știu, pare că s-a simțit o veșnicie. Toate că ultima oară am făcut două episoade cu jocul ăsta, s-am zis. Da, o să mai fac eu. O să mai fac peste o săptămână, peste două. N-a trecut 2 luni, așa? Dar am revenit cu episoade de Dead by Daylight, cu idei noi, care, da, probabil s-au mai făcut. Dar ce am făcut sau ce am eu de gând să fac în acest video, sincer, n-am mai văzut la absolut niciun YouTuber care a jucat ever Dead by Daylight, deși poate s-a făcut, habar n-am de unde să știu. Vom juca, după cum ați văzut în titlu, Dead by Daylight cu controlele inversate. Efectiv, nu știu dacă o să mă descurc și nu cred, dar obiectivul meu nu este să scap, deși trebuie să scap și să colectez un item odată. Deci, urați-mi noroc! Haideți că eu vreau să schimb de față cu voi controlele. Deci, hai să vedem. W este S. Așa, S va fi W. A va fi D. D va fi A. Ok, shift-ul o să fie control. Controlul o să fie shift. Mă rog. Use item. Nu știu dacă o să fie nevoie, dar o să fie M1. Așa. Interacțiunea o să fie M2. Așa. Pickup. Da, asta nu cred că o să fie nevoie neapărat. Actions. Păi space o să fie... Ce o să fie? O să fie, cred că, alt. 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 Nu, știi ceva? Mai bine las space la Hookstrugger, că nu vreau să se termine meci așa de repede. Da. Să-mi activez abilitatea. Ce abilitate? A, gen Dead Hard, ceea ce eu nu folosesc. Vai! Am înțeles. Nu știu. Nu! Nu, stai, vreau să scriu aici left. Cum se face chestia asta? Da, mouse. Le lăsăm pe astea, de fapt. Și hai să trecem și noi la match. Oh, auto heaven, din prima. Nu mi-a mai dat... nu mi-a mai dat o altă hartă. Oh my god, oh my god. Am uitat. Controlele invers. Oh my... Ah, nu! Invers! Controlele mele! Am uitat că am altceva pentru space. Ok, a găsit pe cineva. Hai să mergem la un generator. Hai să ne dăm snap auto. Așa, ok. Mi se pare că aici am space pentru snap auto. Sper. Nu, e altă tastă. Okay. Aici o să fie greu. Ești serios? Ok.
No, se poate așa ceva. Bine că Wiggle-ul nu l-am stat pe... Da. Nu încerca să mă salvați, oameni. Nu știu. Nu pot să joc așa. Nu m-a salvat dacă n-ai... Mulțumesc. Deci heal. Deci heal. Așa, bravo. Bine, hai să mergem. Da. Vreau să-i dau un tap la generatorul ăsta cu speranța că nu o să aibă overcharge. Ah, da, stai că nu pot, că am nepautovit. Pisici. E foarte frică la skillcheck-urile astea de Snap Autovic și mereu mă grăbesc. Dacă mai apare unul. Ok, bun. Hai că o să pot să mă obișnuiesc. Adică nu pare așa de greu. Poate n-are rain, dar nu cred. Adică un generator deja a fost supărat. Nu, te rog. Are treabă cu noi. De ce nu l-ai văzut pe Bin? De ce? De ce? Trebuie să deschisă bun. Mi-am lăsat totuși skill check-urile cu space. Probabil mi s-a părut. Oh, pisici. Așa mai, dă și mie. Dă heal, dă, hai, repede, 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 că asta e bun, asta vine pe noi! Și e nebun după bine. Nu! Nu. De lasă-mă. Lasă-mă, ești cu... Nu e cu... E cu chirarul pe ea? Cred că da. Bill? Nu știu ce se întâmplă. O să stau lângă tine, Bill. Bill, lasă-mă măcar să-ți dau heal, că asta dacă te prinde e de rău. E pisi. Hai, alergăm și pe mine. Bine. Arrivederci! Cred că mă urăște. Ducem așa de rău, dar nici așa de bine. E un killer decent, să zic. Sper doar că nu o să campeze. Și că nu vine la mine, că dacă vine la mine... Țip! Și Fang și eu. Țipăm amândouă.
jos. Repede acolo, mai bine merg și mă ascund pe piatră. De unde mă știai tu aici? Îmi place că mă tot rănește. De ce mă enervezi? Nu trebuia să las paleta aia, dar la... Dar... Credeți-mă, nu am chef să încerc eu să... Îl alerg. Că... În situația în care mă aflu. Să merg undeva departe, unde pot să-mi dau fi liniștită. Unde n-am un doctor supărat după mine că nu mi-am luat medicamentele. Și să-i las pe aia să se salveze acolo și o să-mi dau hit liniștită și să fac generatoare și... Mai e deja un singur generator de făcut. Și n-am atins decât unul, maxim două. Da, două cred că am atins, dar nu l-am făcut complet eu. Are că mă duc așa de rău. E bine, e bine. E decent. Hai să sabotăm și totem, că de ce nu? Hai, dar nu e atât de rău cu... controlele inversate. Are cel of the hand, deci... Cred că are Noed. Scăpăm meciul ăsta? Poate. Are Noed? Poate și asta. Joacă un pic prea chill, ca să nu aibă Noed. Poartă, 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 please, poartă. M2, ok? Foarte departe. Ești pe cuvântul meu, eu deschid poarta, Bill, hai! Noi doi, amândoi. Te duci să vezi? Nu știu care nu e. Vreau să văd dacă cealaltă deschide poarta. Și dacă killerul vine aici, deși pricul campează... Hop! Nu, clar vine. Am ieșit! Pa, pa, boșilor! Nu, gata! L-au salvat și pe ăla, ăla a avut adrenalină. Bine! Bun! Bravo! Și hai să vedem ce fac. Ăștia. Mi-ai văd că bine, dar asta nu are noi. Bun. Hai, Meguț, hai, ieși, Meguț, ieși, Meguț. Bun, hai, de bravo. Așa, haideți să alegem un survivor pe care să-l creștem. Am jucat, după cum vedeți, foarte mult în perioada cu puncte duble. De-am reușit să aduc pe toată lumea la cel puțin level 44 sau 45 în anumite cazuri, în afară de sărmanul Quentin, pentru că vreau să iau efectiv teachable-urile de la toți. Vreau să văd pe Fangmin dacă am cumva Proof-Tice-ul sau dacă am Blood-ul. Vreau să iau totuși Spice-ul.
Nu-l văd eu sau nu-l am. Dar nu cred că am protesă. Ia. Nu e bai. Vreau să încep cu un punct de Quentin. Vreau și de partea spațiu. Ok, nu mai avem puncte. De asemenea, poate observați niște survivor noi, ai căror DLC-uri nu le aveam înainte. Și vreau să-i mulțumesc lui Kirito că m-a ajutat să mi iau câțiva survivor. Și de asemenea și killeri pe care nu-i aveam și chiar mi doream extrem de mult. Da, aparent mi-am crescut și niște killeri. Dar mi-e găsește foarte greu meci de killer. Și de asemenea se întâmplă ceva cu conexiunea mea de am una foarte, foarte proastă când vine vorba să mă joc. Oricare, deci efectiv oricare din killerii ăștia și de-aia mă joc foarte rar, dar eu îi cresc să fie acolo. Păi, dacă e pe așa, cred că mai avem timp de un match. Apropo, am făcut niște cumpărături și mi-am făcut-o pe măguți frumoase, frumoase, să văd, poate pe ea am profitat că e un perk genial, efectiv. Oh, bun, e de 2, dar merge. Ce să înlocuim Urban Invasion? Te ajută să repar generatoarele super, super repede. Și chiar mi-ar plăcea să mă ocup de generatoare meciul ăsta. Punem și noi un offering de Macmillan și hai să vedem dacă o să avem noroc meciul ăsta. E, mapa de Macmillan, ce mă bucur că a picat. Bun, așa. Bună, Claudia, bună. Hai să fugim către scopul nostru în viață. Oh, e bing bong. Bing de bong, bing bing bong. Am plecat să colim. Bing bong, bing bing bong. Ok, no. A nimerit-o Claudia cu o lanternă în lobby. Și aparent e obsesia. Sper că o să poată să le alerge. Și că eventual are și obsesie. Bing bong bong bing bong bing bong bong bing bong. Nu la ține. Are ruin. Să continui să-i fac generatorul cu ruin. Hai că se poate, hai că așa se poate. Nu știu unde o punem. Lig. Dealer. Dacă a reparat cineva cu mine. Cred că doi caută... Nu. Nu mă pune pe cărlig? Că nu e nici jos. Nu știu ce se întâmplă. Doi, cred că caută ruinul. Aia mică în brațe la killer? Ok, nu. Unde o duce? Că nu înțeleg. Așa. Aud un generator pe aici. Bună, hai să facem împreună generatorul. Hai că dacă tot merge mai repede, nu să ne afecteze și pe tare ruin. Killerul de se că s-a bucuit cu Claudia. Wow. Wow. Ok. Da, mai am ieșit toți 4. Deci asta înseamnă că a dat killerul de se. Da, și mai pe Durant, desigur. Mă rog, un pip, pentru că s-a fi buguit cu ea și de-aia nu duceam brațe. Silent Bing Bong, băi! Și o chestie pe aici. Mam! Vedeți ce face asta? Prea mișto.
Nu e o hartă foarte rea, dar e puțin la goleacă. Ok, și killerul a găsit în fix primele 5 secunde ale meciului pe cineva cu care să se joace. Nu așa. Am găsit pisici. Am găsit ceva. Am vorbit mai mulți pe chat înainte să începem meciul și l-a dat deja pe jos. Are knockout? Nu-i bine, nu-i bine, nu-i bine, nu-i bine. Aoleu, Haunted Ground. Bine că e numai de la de un minut. Bun, am vorbit mai mult pe chat înainte să începem meciul. Și Omeg spunea că o să aibă ea grijă de killer. Meciul ăsta, așa că o să mă încred în ea. Mi-e frică. Mi-e frică, mi-e frică să dorm singurică. Mai ales cu Haunted Ground. Vreau totemul. Asta. Le vreau. E al meu. E tot în drăguț, nu? E frumos. Da, așa. Are Hex. Ups. A, e ok acolo. Poate mi s-a părut mie și n-avea knockout. A, a prescat cineva de data asta. Ok, poate nu explodez generatorul iară. Nea, doamne, mai... Mai speriat să hal... Cine e? Ai, spirit! Ai, caramba! Hai să mergem în altă parte a hărții. Sau să stau să permanem aici. M-a văzut! M-a văzut, e deșteaptă! Se teleportează! Dai! Dai! Ce m-a speriat! Băi, s-a teleportat m-am dus și acolo. Am văzut că nu trebuia. Ok. Sper că ai barrel time, fata mea. Te rog. Vreau și o barrel time. Mersi. Nu știu dacă a avut barul tăiem, că n-am fost sigură când m-a scos de pe cărui, dacă... Repede, 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 repede! N-am înțeles nimic din ce s-a întâmplat acolo, dar mulțumesc, Meg! Sper că fata asta n-are barbecue and chili. Ai, ai, ai. Vai, ce intens a fost, asta. De ce nu a păcat-o totuși în basement? Miau! Am înțeles. Am vrut să-l cântez și m-a cântat pe mine.
În metro stă... A, uite, struggle-ul era pe speditate, da. În metro stă, cred că o să murim cu toții, pentru că, da, nimeni n-a făcut niciun generator. Și probabil nimeni nu o să mă fac decât pe mine. Ăsta micul omoară. O lecuță, da. Și cealaltă ce face? A, cealaltă e mortă, corect. Păi, da, am cam murit cu toții. Ce pot să zic? Păi, în primul meci am scăpat, în al doilea așa dacă era rubis, în al treilea am murit, trebuie să trecem prin toate etapele vieții. Săracu, s-a deconectat. Nu are nimic. Bună, Meg. Bună. Noi doar amândouă. Ne petrecem ultimele clipe de viață. Sunt chiar curioasă. Dacă Meg asta cumva crede că o să găsească hatch-ul aici și dacă îl ia. Pentru că de obicei când, nu știu, murea ultimul supraviețuitor și se spuna hatch-ul, el se deschidea lângă mine. Dar nu, văd că nu o caută pe nicăieri. Dar se rotește. Haide, Meguț, caută hatch-ul, că ți-l închide spiritul. Cred că o să... Mare. Sau? Că te șpriți... Da, o găsit. Să iau și-o până în clip. Sad. Și avea sensiv totuși fata. Rip, Meguț. Bun, hai să luăm tot ce este cât mai ieftin. Deci din Vladul. Așa. Yes. Level 25. La cât avem decibelurile? La level 30, da, 35 și 40. În mod normal n-aș vrea să iau neapărat toate astea. Plus că în mare nu-mi trebuie, dar vreau să am absolut toate decibelurile de la toată lumea. După aia să o cresc pe Meg cu absolut toate parcurile level 3 sau pe Fangmin, dar pe Meg sunt mai aproape de a lua toate parcurile. După aia pe Fangmin și tot să le dau prestigiu storan după ce le consum toate itemele. Bun, ce mai putem să luăm de aici? O să iau medicul ăsta pentru că eu m-am self-care pe domnul Quentin. Și bănuiesc că aici se încheie episodul de astăzi. I-am pus chinoana răcită ca întotdeauna. Și... Sper că v-ați distrat în episodul ăsta, că v-am uimit cu skillurile mele de pro player cu controlele inversate, că veni vorba. Să le setez înapoi, pentru că mie că o să fie grav. Da? Așa? Bun! Așa îmi place să vă văd. Și noi ne vom auzi data viitoare cu absolut... orice aș mai face eu, pentru că canalul ăsta e plin de surprize, așa că cine știe. Așa că noi ne vom reauzi data viitoare. Bye, bye!